medicului suntem în județ care în ultima perioadă a început să aibă cazuri infectate COVID, mai ales din rândul personalului medical și a personalului din locurile instituționalizate, precum și persoanele instituționalizate. Ce am recomandat? Am recomandat prudență, am recomandat precauții, am recomandat respectarea regulilor de igienă, precum și regulilor de echipare, dezechipare, existența echipamentelor de protecție, existența medicamentelor, existența acelei griji pe care trebuie să o aibă fiecare personal medical la întâlnirea cu pacientul în acest scenariu aflat ca și suspect COVID. În triajul acestui pacient care se prezintă la spital și la spitalul județean Vaslui, trebuie evaluat complet, chiar dacă avem o simptomatologie frustă sau o simptomatologie care nu corespunde definiției de caz. Ce am putut vedea în primire urgență? Un aflux mare de pacienți, dar ce am putut vedea? Și pe străzi, un aflux mare de mașini. Recomand încă o dată prudență, izolare voluntară, distanțare socială. Nu am atins încă vârful, cum repet, nu am atins încă vârful. Nu vreau să ne gândim la relaxare, putem spera la o relaxare, dar momentul relaxării ține foarte mult de cum gestionăm momentul zilelor 1, 2, 3 și poate și săptămâna viitoare. Este acest weekend unul extrem de important în ceea ce privește situația românilor după 15 mai? După sărbătorile pascale, acest weekend este unul foarte important. Este frumos afară, este ziua mare, este o tradiție a weekendului de 1-3 mai. Este o tradiție în care lumea ieșea, se întâlnea cu cunoscuții. Este un 1 mai diferit față de alți ani, dar mă repet, la fel ca și de sărbători pascale, aceste sărbători, acest 1 mai trebuie să fie altfel pentru a avea în anii următori, nu numai sărbători pascale normale, cu cei apropiați, cu cei dragi nouă, nu numai una, două sau trei persoane, poate cât de mulți ne dorim fiecare dintre noi. Domnule ministru, de ce ne puteți spune despre raportările de ieri la Suceava și mai ales despre ceea ce se întâmplă la spitalul la Târgu Jiu? Deci avem în continuare focare în desfășurare. Mă repet, am fost anunțat și de un focar la absurd. Suntem în continuare pe spanta de urcare a curbei, suntem în continuare pe un joc al numărului de cazuri și în funcție de numărul de testări și de raportări, dar și în funcție de focarele care se nasc. Ne uităm că în ultima perioadă am avut și noi la terminul de bătrâni de la Pitulma, terminul de bătrâni Sasca Mică, Bogdanu și Ceava. Sunt într-adevăr niște explozii în acest moment. Dacă nu le gestionăm cum trebuie, avem realmente o reluare a transmiterii comunitare, chiar accentuată, și atunci vom duce acest vârf mult mai târziu și cu un aflux mare de pacienți. În acest moment avem peste 12.000 de pacienți, dar sunt majoritatea asimptomați, simptome ușoare sau medii. Avem puțini pacienți, 270 în terapie intensivă, dar gândiți-vă că acest număr de pacienți poate crește. Gestionarea numărului de pacienți va da și rezultatul evoluției. Cine conduce spitalul la Târgu Jiu, ținând cont că administrația e în carantină? Acolo avem o administrație locală, care nu în subordinea care este coordonarea noastră, urmând ca zilele următoare să numim un management. Deocamdată avem suplinirea locală, dar cred că luni vom trebui să numim un management. Așteptăm și propunerile comunității locale, precum și a corpului medical din. Deci mai militarizat în măsura analizei, dacă se va impune, vom avea o conducere militară. Domnule ministru, vis-a-vis de câmpeni, de faceri la câmpeni, protestul de la câmpeni, ce nu puteți spune? Ce n-au înțeles majoritatea primarilor? Că nu pot amesteca administrația cu sănătatea. Pot completa prin administrație sănătatea. Dacă ne gândim la efectiv la cazul câmpeni, avem vreo 2 ani de când s-au perindat în primari aproape o duzină de manageri. Din câte am putut să văd, propunerea venită de acolo, de la comunitate și la partea medicală, este un tip de profesionist, la fel ca cel care este acum, la fel ca și primarul orașului. Nu vreau să dau prea mult importanță unui joc politic, nu suntem niciun joc politic. În acest moment încerc să găsesc o rezolvare pentru un oraș ca și Câmpenul, în care sesizările sunt multe, atât de ordin administrativ cât și de ordin medical. Gestionarea COVID-ului este sub semnul întrebării, iar în condițiile în care gândim că trecem dintr-o perioadă grea, orice implicare politică nu trebuie să existe. De altfel, orice manager nou pus să nu creadă că dacă nu aloce managementul pentru o linie de plutire, va fi schimbat chiar și la o săptămână. După 15 mai se vor mai relaxa lucrurile, ce recomandările poate ca autorităților locale?
locale, astfel încât să fie luate măsurile corespunzătoare pentru a nu se răspândire mai mult. Nu vorbesc de relaxare. Încă n-am ajuns în vârful panei. Le recomand autorităților locale mai multă prudență, ieșire în stradă, reevaluare la tot ce înseamnă distanțare socială, la tot ce înseamnă izolare voluntară la domiciliu și mă repet, este un weekend deosebit. De el depinde dacă vorbim de relaxare la 15 mai sau nu. 15 mai, oricum, odată cu expirarea lungirii decretului prezidențial, se va găsi o formă administrativă prin care să putem reintroduce la un moment dat niște restricții dacă vedem că lucrurile nu sunt așa cum trebuie. Pentru a fi internate pacientele la spitalul, la maternitatea Suzavod din Iaș, sunt obligate să-și facă un test în privat. Multe femei spun că acesta ajunge și 250 de lei pentru a fi internate sau consultate, dacă nu, sunt direcționate către spitalul Elena Doamna din Iaș. Acest lucru este normal? Asta e ajunge și mea și vă evalua la situația. Eu că l-am răspuns un copil de bani. Despre raportările la Suceava de cazurile de morți în aprilie, la începutul lui aprilie și raportate pe aprilie. Gândiți-vă că sunt niște evaluări care se fac de când am mers conducerea militară. Mergând prima dată pe 24 martie, s-a numit, la fel, un management local, agreat de partea medicală, agreat de comunitatea locală, agreat de autoritatea locală, care la o săptămână cum a spus la șumeață și-a dat demis. Au lipsa de autoritate, neputința, l-am demnat să demis. A venit pe 2 aprilie un management militar, pentru care joi am făcut transferul de management către un management public sau un management civil, rămânând ca luni, secretarul de stat Oprea să-mi prezinte un raport complet și asupra evaluărilor, ca număr de cazuri, ca număr de decese, ca număr de pacienți, ca evoluția anchetelor epidemiologice, de unde a putut să le refacă. Domnul ministru, zilele pe care ați arătat că intenționați că păstrați controlul managementului spitalului și de tot. Da, mă declar și astăzi, iar momentul campanie întărește foarte mult această hotărâre, da? Gândiți-vă că autoritatea locală, dincolo de, eu știu, de un ajutor care ar trebui să-l dea unei instituții medicale, există și o influență. Vreau să dispară acel folclor local în care administrația locală așează lucrurile în partea medicală. Eu personal facem activitate într-un spital unde primarul și-a pus sora. Deci nu cred că mai există astfel de lucruri. Cum comentați și reevaluarea Organizației Mondiale a Sănătății, care zile de către care arată cea mai bună exemplu este la Fiuri, care n-a urmat izolarea în Fiuri. Așa au încercat și Anglia, dacă vă aduceți aminte, până s-a întâmplat cu premierul și atunci au revenit la. Nu, Organizația Mondială a Sănătății păstrează oficial aceleași recomandări pe care le-am pus și noi în practică. Gândiți-vă că acum o săptămână jumătate, directorul OMS-ului spunea că greul de avea acum început. Haideți să gestionăm situația la fel de bine cum am gestionat-o și până acum și să ieșim la final toți învingători. Gândiți-vă că atunci când am intrat în această luptă, bănuiam înainte de a ști cu cine ne luptăm și am mers pe un principiu în care să putem limita infectele și să facem ca la nivelul populației României să avem cât mai puține decese, cât mai puține cazuri, iar sistemul medical românesc să reziste la tot ce înseamnă impact în această pandemie. Încă nu am trecut hopul, prefer să evaluez în fiecare zi, să evaluez fiecare unitate medicală, fiecare focar care se naște și mă repet, avem încă focare în constituire. Nu discutăm nici de relaxare, nu discutăm decât de precauție, de prudență, de respectarea unor reguli, de respectarea distanțării sociale, de respectarea izolării voluntare la domiciliu, dacă vrem, după 15 ani, după 15 mai să ne gândim la o relaxare. Deocamdată vreau să sperăm la acea relaxare, nu să ne gândim. Pe o scară de la 1 la 10, cât de mulțumit sunt pentru situația spitalului de vaccinare? Cum se prezintă situația? Situația este diferită. Avem spitale care tratează patologie COVID și atunci nu trebuie să punem pe același palier cu celelalte spitale. Avem spitalul județean care primește un afluț mare de cazuri care îi triază, are un impact, un suspect. Fiecare pacient în acest moment este considerat suspect. Atunci evaluarea se face separat. Prefer să-mi fac o evaluare periodică la nivel de personal medical, la nivel de pacient care se prezintă, la nivel de răspuns terapeutic, precum și la nivel de suport pe terapie intensivă. Gândiți-vă că avem un spital dedicat COVID, cum este Berladul, avem o terapie intensivă care poate face față la un sau la o gravitate a unor cazuri. Gândiți-vă că sunt și transferul către Clinica de Bună Ficțioasă Iași. Gândiți-vă că ieri am avut un deces a unei persoane de 20 de ani.
în județul Vaslui. Gândiți-vă că evaluarea o facem și în funcție de ce putem face în această temă. Bârlatul răspunde pentru patologia COVID, județeanul implementează tot ce înseamnă identificare, diagnostic și tratament secundar a tot ce înseamnă patologie non-COVID, dar, după cum ați spus, avem și un focar județean la pneumo de personal, după cum și medic rezident și asistent în UFU, care au patologie COVID. Mă repet, în acest moment trebuie să luptăm, evaluarea pe care o fac periodică. În acest moment avem o reprezentare bună la nivel de personal medical și bună, spun, mă refer și la faptul că acum 3, 4 sau 5 săptămâni ne luptam cu lipsă de echipamente, cu o demoralizare a personalului medical și de o frică a pacientului de a veni către spital. Ce știți de pacienta de 20 de ani din Murgel? Patologii coexistente, un impact cu o insuficiență multiplă de organ, terapia intensivă la Iași a făcut cam tot ce se putea, răspunsul la cuvântarea și dumneavoastră. Concomitența însemna obezitate, însemna patologie pneumonică masivă, cu răspuns slab la tratament.